1,5 km, mergem până acolo. Glumești, glumești. Peisajul este superb, superb. Da, e cald, e frumos. Da, vine primăvara. Ce este? Războiul de țesut vise? Aici avem o ușă veche. Ce faci, o simulare? Și am ajuns la bisericuța de sub stei. Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Ne aflăm în comuna Ponoarele din județul Mehedinți și vizităm câteva obiective naturale superbe. Principala atracție este podul lui Dumnezeu, o uriașă arcadă de piatră peste care trece șoseaua ce leagă Baia de Aramă de Drobeta Turnu Severin. Este cel mai mare pod natural al țării și al doilea ca mărime din Europa, dar singurul din lume deschis traficului rutier. Peștera Ponoarele sau peștera podului. Avem peștera în dreapta port. Un pământ roșu aici. Niște furnici mari. Acolo ai găsit furnici? Mari. Și varnice. Mare și spre câmpul de la Piezuri. 1,5 km, mergem până acolo? Ce zici, mergem până acolo? Glumești, glumești! Nu suntem chiar echipați de drumeție. Exact. Peisajul este superb, superb. Nu te mai saturi să-l privești. Și câmpurile de la Piezuri. Afrodita și Cleopatra. Da. Aici cred că sunt câmpurile de la Piezuri.
adică formațiuni karstice. Parcă toată zona e așa, karstică, da, cu formațiuni. Da, și posibil aici sub să fie peștera. Da, e cald, e frumos. Da, vine primăvara. Chiar e frumos. E o zi superbă. Ce este? Războiul de țesut vise? Ia uite, mă merge. Dai înapoi și mergem arișca. Ia, ia uite. Ia uite, mă visese la vis. Ai văzut? Da. Ce frumos. Vrei să-mi faci și mie un vis? Un ce? Să-mi îndeplinești și mie un vis? Mărișca? Da. Aici s-a luptat binele și răul. Aici avem o ușă veche. Solidaritate. Da, cred că solidaritate. Da. E un basorelief din rășina ecologică. Îți place? Tu crezi asta? Da. Ia vezi ce foișor, dar e aici, indicator. Foișorul de foc. Nu, aici a fost făcut foc. Și asta ce e? Sau ce a fost aici? Nu, aici a sus ce scrie. Primăria Ponoarele. Asta e primăria Ponoarele? Da, ai ajuns. La primărie. Așa, expoziția face parte din oamenii geoparcului platoul Mehedinți. Nu-i mărăcine pe acolo? Încercăm să evităm porțiunea asta cu care e alunecoasă. Pământul ăsta roșu, umed. Ai ajuns direct. Ce spânz? Lângă podul lui Dumnezeu. Ia uite, acolo unde e aia verde e sosire. A, ce drăguț! Are 100 de metri. Ce fain! Ce faci, o simulare? Acolo e aterizare. Dar de ce nu e? Lungime 100. Deci treci, stai puțin să văd și eu cablu, că nu-l văd exact. Ah, gata, am văzut. Am văzut, da. Da, da, interesant. Mă dau unul pe el. Nu, nu, nu. Troliana de la podul lui Dumnezeu. Este deschis adulților și minorilor. Cei sub 14 ani necesită acceptul unui adult.
Reguli. Reguli, dar când e deschisă, nu știu, nu scrie. Nu scrie, da. Probabil vara. Și cum de-a trebuit. Păi e bine, am dat cu ea. Eu mă dădeam. Și eu mă dădeam dacă era deschisă. Moara de lemn, unde avem? Penultima. Situată pe Valea Morilor, cea mai interesantă construcție de lemn de stejar și fag de pe teritoriul comunei Ponoarele. Ar trebui să o vedem și noi. Ah, e utilizată și în prezent la măcinarea tradițională a grâului sau a porumbului, cu ajutorul apei. Și mai avem biserica de lemn cu hramul Sfântul Nicolae. Trebuie să fie pe undeva pe aici. Da, bazinul de apă, da. Sericuța bănuiesc-o pe aici? Da, drumul e. Și am ajuns la bisericuța de sub stei, unde Sfântul Nicodim voia să construiască mănăstirea. Monument istoric. Închis. Ferecat. Ia vezi măcar sus în podici. E închis aici. Ala. E încoiată bine. Da. Ca să nu mai intre nimeni în ea, da cu ea peste cap. Aceasta a fost călătoria noastră în Ponoarele. Vă mulțumim că ne urmăriți. Vă mulțumim că v-ați abonat la canalul nostru, iar dacă n-ați făcut-o, o puteți face acum. Toate cele bune! La revedere!